Salut! Sunt Otto de la Mierea TV și astăzi vom mânca de la Kaufland Grill. Am luat sosul, ketchup, muștar. Să avem tacâmuri, pâine. Wow, aici avem mici. Avem două porții de mici. Vreau să vă spun că micii s-au scumpit. Nu mai sunt 5,50 lei, cum erau mai de mult. Acum este 7 lei porția de 4 mici. Bun, aici am luat Thuringer. Am uitat-i. Bine, toată lumea cred că am mâncat de la Kaufland Grill. Nu este o noutate. Nu este ceva deosebit. Dar astăzi avem poftă de cărniță. Și aici cârnați din aceea subțire, acumați, 3 bucăți. Bun, haideți să vedem și cât a costat. Deci avem două meniuri de mici, două meniuri de Thuringer și un meniu de cârnat. Și au costat în total 39 de lei. Meniul de cabanos este 8 lei. Meniul Thuringer este 8 50 lei. S-a făcut, wow, ce s-au scumpit. Și meniul de mici, 7 lei. Poftă bună, Phil. Hai să ne băgăm în el. Hai să... A, și pâine. Se oferă câte o chiflă la fiecare meniu. Ia de aici două sosuri. Bam, bam. Ce-ți place cel mai mult de la Kaufland? Cârnații. Aștia mai luat. Care dintre ei? Că sunt două? Aia subțiri. Cabanosul? Da. Domnul ăștia mi se par foarte afumați. Ia trage tu spre tine, dacă îți place. Ce-ți mai mult? Așa, o scurci. Ia trage tu acolo. Să băgăm Thuringerii. Și Thuringerii nu ca-ți plac, nu? Nu. Și micii tot așa între noi. Și vă urăm poftă bună dacă sunteți la masă. Dacă mâncați alături de noi, să aveți cea mai mare poftă. Avem nevoie de proteină, că am mâncat numai dulciuri. Bun. Nu sunt ce mai bun mici, dar totuși se merită. Și la 7 lei, 4 bucăți. La o din asta de mici, undeva la între 2 lei și 3 lei micu. Bine, sunt mai mari, nu sunt cât ăsta. Ăsta pot să-l bag dintr-o închisătură. Mi-e place să mănânc cu foarte mult muștar. Da, parcă nu sunt zemoși mici. Da, nici carnea nu e cea mai bună, mai ales dulciuri din ea, în carnea. Hai să încercăm cu ketchup. Să-mi scrieți în comentarii dacă voi mâncați mici cu ketchup sau cu muștar. Chiar vreau să aflu părerea voastră. Nu mai greu. Nu merge. Tot cu muștar. Bun, hai să încercăm și un Thuringer. Îl băgăm așa de mult muștar, îl necăm. Baie. Asta îmi place. Ia uitați că am pus aici și ketchup și muștar. Combo. Știu că nu este o mâncare calitativă, dar pur și simplu am avut poftă de un grătar. Și cea mai bună soluție mi s-a părut să mă duc la Kaufland și să le iau gata făcute. Pentru că am foarte multă treabă astăzi, nu avem timp de grătar. Îmi place că seamănă la gust cu cremuș, știu așa, nu știu. Și de când era mic, mor după cremuș cu muștar. Cremuș cu muștar, mici cu muștar, cârnaț cu muștar. Mai știu că și... Și acum am venit în cremuș acasă. Fraților, noi aproape am terminat. Am luat prea multă mâncare.
Așa că ne-am vom da cu părerea. Eu nu știu care e mâncarea ta favorită. Cârnați și calonoși, aceștia ce mi-a fumat la grill, sunt foarte buni. Curing-ul. Ia dă-o să gușură niște. Dar nu prea sunt fan Curing-ul. Nu, mă rog, se numește el. Mici este ok. Bine, ar putea să fie puțin mai zemoși, ca să zic așa. Parcă așa sunt mici, așa trebuie să fie mai zemoși. Dar este ok, e destul de ok. Și n-am luat ceafă, tu am place? Am mâncat ceafă, dar era prea grasă. Știi că nu... Nu pot frică. Și trebuie să stai să o aleg acolo și aici. Nu-mi place grăsimea. Îmi place ceafă. Dar nu te-ați iau. Trebuie să iau din fiecare lucru. Da. Mie cel mai mult îmi place Thuringerul, după aia mici. Ăștia sunt prea acum, ți-am gustat acum. Și ceafa, bineînțeles, dar ceafa nu am luat pentru că mi s-a părut prea multă mâncare. Mă rog, n-am fost pe fază, n-am fost inspirat. Trebuia să iau din fiecare cât un meniu. Dar mi se pare că sunt decât 5 meniuri. Sunt chestiile astea 3. Puiul. Sunt chestiile astea 3, mai e în plus ceafa de porc și puiul la rotisori. Da. Pui am mâncat în episodul pui la rotisor. Intrați pe Otto Mănâncă, vedeți acolo episodul cu puiul la rotisor. Cam acesta a fost episodul de azi, fraților, din Otto Mănâncă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați, să activați clopoțelul de notificări pentru că nu vreți să pierdeți următorul episod. Eu sunt Otto, el este Schijă. Salutare, băieți! Vă salutăm, vă urăm o zi frumoasă, poftă mare dacă sunteți la masă, toate cele bune, ciao!